Astăzi vom învăța cum se folosesc variabilele logice. Să recapitulăm. Ce sunt variabilele logice? O variabilă logică are două valori, adevărat și fals. Poate fi folosită pentru a testa valoarea de adevăr a unei afirmații. Cum se folosesc? Pentru a verifica existența unui număr par într-un șir de n numere. Pentru a verifica dacă toate numerele dintr-un șir de n numere sunt pare. Pentru a verifica existența numerelor cu toate cifrele egale într-un interval AB. Puteți da și voi astfel de exemple? Tipul de date folosit pentru variabilele logice în C++ este bool. Acesta cuprinde două valori, true și false. Problema propusă. Fiind date două numere naturale A și B, să se verifice dacă în intervalul AB există numere care au toate cifrele egale. Ca date de intrare, se vor citi de la tastatură cele două numere A și B în această ordine. Ca date de ieșire, se va afișa mesajul da, dacă în intervalul închis AB există numere cu toate cifrele egale sau nu, altfel. Ca restricții și precizări, A și B sunt numere naturale de maxim 4 cifre și mai mic decât B. De exemplu, dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 10-23, pe ecran se va afișa mesajul da. Dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 15-21, pe ecran se va afișa mesajul nu. Ca idee de rezolvare, se vor folosi două variabile logice, există și egale. Există prin care se verifică dacă există numere cu toate cifrele egale în interval închis AB. Egale, prin care se verifică dacă un număr are toate cifrele egale. Se inițializează variabila există cu valoarea fals. Se parcurge intervalul închis AB. Se inițializează variabila egale cu valoarea adevărat. Se parcurg cifrele valorii curente din interval. Dacă două cifre nu sunt egale, variabila egale primește valoarea fals. Dacă valoarea variabilei egale este adevărat, atunci variabila există primește valoarea adevărat. Dacă variabila există după parcurgere are valoarea adevărat, intervalul dat sunt numere cu toate cifrele egale. Ca implementare, există se inițializează cu valoarea fals, se parcurge intervalul dat, egale se inițializează cu valoarea adevărat, se parcurg cifrele valorii curente din interval. Dacă două cifre sunt distincte, egale devine fals. După parcurgere, dacă valoarea variabilei egale este adevărat, atunci există numere cu toate cifrele egale în interval. Folosind aplicația CodeBlocks, se va realiza rezolvarea problemei. Se va crea un nou proiect. Se vor declara variabilele. Se va inițializa variabila există. Se vor citi capetele intervalului. Se va parcurge intervalul. Numărul curent din interval se va reține într-o variabilă copy.
se va inițializa egală pentru a verifica dacă numărul curent are toate cifrele egale. Se vor parcurge cifrele. Dacă există două cifre curate care nu sunt egale, atunci variabile egale se va atribui valoarea falsă. Dacă variabila egală are valoarea adevărată, atunci nu există două cifre alăturate care nu sunt egale, deci acest număr curent are toate cifrele egale. Dacă am găsit cel puțin un număr cu toate cifrele egale, atunci vom afișa mesajul da, altfel vom afișa mesajul nu. Vom verifica folosind datele de intrare din exemplul dat. Pentru a doua problemă propusă, fiind date două numere naturale A și B, să se verifice dacă în intervalul închis AB există numere care au doar divizori proprii pari. Ca date de intrare se vor citi de la tastatură cele două numere A și B în această ordine. Ca date de ieșire se va afișa pe ecran mesajul da dacă în intervalul închis AB există numere care au doar divizori pari sau nu altfel. A și B sunt numere naturale de maxim 4 cifre. Unul este mai mic decât A, mai mic decât B. Ca exemplu, dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 10-23, pe ecran se va afișa mesajul da. Dacă de la tastatură se citesc datele de intrare 15-21, pe ecran se va afișa mesajul nu. Observă că numerele care au doar divizori proprii pari sunt numere putere ale lui 2, 2, 4, 8, 16, etc. Pentru a verifica dacă un număr este puterea lui 2, se împarte numărul în mod repetat la 2, cât timp restul împărțirii este 0. Dacă, după împărțiri repetitive, câtul împărțirii a ajuns 1, atunci numărul reprezintă puterea lui 2. Prima idee de rezolvare. Se va folosi o variabilă logică există, prin care se verifică dacă există numere puterea lui 2 în intervalul închis AB. Se inițializează variabila există cu valoarea falsă. Se parcurge intervalul închis AB. Cât timp restul împărțirii la 0, valoarea curentă din interval se împarte la 2 și se reține câtul împărțirii. Dacă câtul împărțirii va avea în final valoarea 1, atunci variabila există primește valoarea adevărată. Dacă variabila există are valoarea adevărată, atunci în intervalul dat sunt numere puterea lui 2. Ca idee de implementare, variabila există se inițializează cu valoarea falsă. Se parcurge intervalul dat. Se reține valoarea curentă într-o variabilă copie. Cât timp restul împărțirii la 2 este 0, variabila copie se împarte la 2. Se modifică corespunzător valoarea variabilei există. Dacă valoarea variabilei există este adevărat, după parcurgerea intervalului, atunci există în numere puterea lui 2 în intervalul AB.
se declară variabilele. Se citesc de la tastatură capetele intervalului. Se inițializează variabila există. Se parcurge intervalul. Se realizează o variabilă copie, care va reține valoarea curentă. Cât timp restul împărțirii a valorii curente la 2 este 0, se va împărți valoarea curentă la 2. Dacă câtul împărțirii a rămas 1, atunci valoarea curentă este puterea lui 2, deci variabila există, va lua valoarea adevărată. În intervalul AB există numere puterea lui 2. După parcurgerea intervalului, se verifică dacă variabila există are valoarea adevărată. Atunci, pe ecran, se afișează mesajul da. Altfel, se va afișa mesajul nu. A doua idee de rezolvare. Se construiește șirul ordonat crescător, care conține numere puterea lui 2. Până se găsește numărul putere a lui 2, cel mai apropiat de A, mai mare sau egal cu A. Dacă numărul găsit este mai mic sau egal cu B, atunci în intervalul dat sunt numere puterea lui 2. Sarcini de lucru. Felicitări! Astăzi ați învățat cum puteți folosi variabilele logice într-un algoritm.